Mă bucur astăzi să fiu alături de dumneavoastră și alături de prietenul nostru, domnul Ionel Marin. Directorul editurii Bogdania, un colaborator al bibliotecii și unul dintre oamenii care slujesc idealul național, valorile naționale, eroii, pentru că numai curând de anul trecut am povestit despre eroi, despre eroism, despre Franța istorică și iată în anul acesta, în an de centenar, un an important pentru toți românii, vorbim despre o carte intitulată Patrie, Credință, Regăsire. Vin de la Mărășești, unde am discutat cu elevii de la Liceul Tehnologic despre sentimentul național, despre patrie, despre patriotism și ne-am amintit împreună că aceste cuvinte trebuie să ne urmărească în fiecare zi, nu doar la momente de ceas aniversar, trebuie să fim bucuroși, trebuie să fim mândri de faptul că aparținem neamului românesc, plaiului românesc. Este de datoria noastră și mă bucur foarte mult că alături de noi avem un domn care, prin actul cultural, prin editura dumnealui, prin cărțile pe care le publică, prin articolele pe care le publică, unele dintre ele adunate în această carte, slujește românismului. Așa cum le spuneam și tinerilor de la Mărășești, să avem inima deschisă atunci când vorbim despre valori naționale. Să avem inima deschisă atunci când vorbim despre eroii noștri, fără de care nu am fi existat. Să ne aducem aminte că fără jertfa de la Mărășești, Uituz, nu ar fi existat unirea din 1918, pe care o celebrăm cu ocazia lansării acestei cărți. Să nu uităm că pășim pe urmele acestor eroi care au plecat și din Franța, iar unii dintre ei au venit din alte părți jertfindu-se în Franța. Și cu această introducere, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și dau cuvântul lui domnului Ionel Marin. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență, fiindcă sunteți foarte frumoși așa și vă pot considera frați și surori, fiindcă la urma urmei toți suntem frați și surori într-un grai, limbă, într-un cuget și simțire. Suntem români și cei de față cred că sunteți dintre cei care iubiți România și patria strămoșească. Probabil că și din cauza că am făcut școala militară și din tinerețe am urmat cursurile militare, mi-a rămas întotdeauna în minte jurământul de credință depus față de patrie. Patria este în noi, în fiecare dintre noi, în fiecare zi trebuie să o respectăm, așa cum spunea și domnul Adrian Țigrea, ea trebuie prețuită și iubită prin faptele noastre, prin atitudinile noastre. Și România este frumoasă. Sunt foarte, foarte multe lucruri demne de cunoscut despre România. Cu ocazie mai deosebită aș vrea să facem o activitate mare la Sala Mare a Ateneului Popular, să vorbim despre România și despre viitorul ei. Fiindcă consider că doar iubindu-o și dăruindu-ne și făcând anumite jertfe vom reuși să ridicăm pe alte culmi și noi să fim mândri că suntem români și fericiți în casa noastră, în casa fiecăruia. Dați-mi voie, înainte de a prezenta invitații și pe dumneavoastră, să păstrăm un scurt moment de reculegere pentru eroii care s-au jertfit pentru realizarea României mari. Vă mulțumesc. Au fost alături de noi acum toți eroii care s-au jertfit, nu numai cei din câmpurile de luptă, și martirii și cei care au murit în închisori, în lagăre, și cei din Siberia, și cei din, cred că toate fronturile, care și-au dat ultima suflare cu România în gând și cu patria strămoșească.
Știți că am scris destul de multe editoriale și despre patriotism, despre patrie, le-am publicat și în Universitatea Bogdania. O parte din ele au fost cuprinse în acest prim volum de eseuri, Patrie, credință, regăsire. Inclusiv titlul reprezintă chintesența a ceea ce am vrut eu să transmit conaționalilor noștri, fraților noștri. Fiindcă fără o țară, fără o patrie, nu ne putem manifesta și afirma cu tot sufletul nostru. Eu am bucuria astăzi să am lângă mine pe domnul Radu Borcea. Îl iau cu domnul Radu Borcea, mai în vârstă un pic, publicist, ziarist. Cunoașteți sau scos cărți, deja este arhicunoscut și cred că foarte multe. Și pe doamna poetă Simona Mateiev, din Rodobești, de curând și secretara literară a revistei Bogdania. Un om care Asociația Bogdania are respect și consider că va face treabă bună, fiindcă merită, dacă mai puțin este cunoscută și mai puțin poate apreciată în Franța, dar în România și în lume este foarte cunoscută, deja aproape 100 de milioane au citesc revista Bogdania. Deci nu este părerea mea și lauda mea, ci a celor care deja o cunosc foarte bine în cei 6 ani și ceva de... Fiindcă nu vreau să vorbesc despre mine prea mult, vreau să dau cuvântul lui domnul Radu Borcea să spună câteva cuvinte despre carte. Ea a mai fost lansată la București, la Jud și la Focșani, într-un mediu mai restrâns de personalități. Intenția mea a fost de a aduce anumite adevăruri în atenția românilor și pentru a fi mai multă convingere că, de fapt, noi suntem vatra vechii Europei, suntem urmașii getodacilor, a acelor oameni frumoși care, inclusiv pe romani, știți că la inițial i-a bătut. Numai datorită anumitor chestii ei ne-au învins. Dar știți că romanii, inițial, au vrut aurul nostru. Deci ei n-au venit pentru... vreau doar să ne cucerească așa. Ei au plătit, înainte au plătit tribut Daciei. Și având ei atunci situația cea mai grea din perioada aia, au venit asupra dacilor. Spuneau ei că dacii sunt barbari. Nu e adevărat. Dacii erau mari producători de aur. Erau cei mai buni. Aveau o civilizație înfloritoare. Anumite aspecte, inclusiv în numărul ăsta festiv, care ăsta o să citiți, sunt niște lucruri date de experți, dintre cei mai valoroși experți din Europa și din lume. Deci nu sunt spusele mele, sunt al altor oameni care au studiat și au... Vă rog, domnul... Da, iar căpetenii romanilor, după ce au cărat aurul din Dacia, mult aur de aici, au petrecut vreo 39 de zile la Roma, da. Au avut aur din belșug. Un an de zile n-au primit taxe și impozite. Dragi prieteni, ne aflăm astăzi aici pentru două evenimente. Primul, lansarea acestei cărți a domnului Ionel Marin, Patrie, credință, regăsire, și al doilea rând, să evocăm evenimentul de acum 100 de ani, Marea Unire de la 1918. Eu mă aflu pentru a doua oară în postură de a comenta în câteva cuvinte această carte. Împreună cu în această formație am fost și la Jud acum vreo 2 luni de zile, da? Unde au expus cărți mai multe edituri, printre care și editura Bogdania. Și atunci, în fața unui public, a unei asistențe numeroase, erau cam 2 clase de liceu, da? Cu profesorilor. 3, cam cât e spațiul ăsta aici, tot era plin de elevi și profesori. Cu personalități foarte importante, unul dintre ei, generalul Stroie, care ne-a vorbit despre primul război mondial vreo 2 ore. Da? Da. Lucru pe care 99% le știam. 1% n-am știut, dar mă rog, asta este altă poveste. Pentru elevi. Da. Nu, vreau să vă spun că nici profesorii nu cunosc 50% din istoria. Da. Depinde care au fost pasionați de istorie și au mers pe unde trebuie, au căutat pe biblioteci, chiar și în perioada în care era interzis să mergi acolo, au găsit lucruri interesante. O să vă spun câteva despre ele.
Domnule, ce să vă spun? Domnul Ionel Marin are patriotism în sânge. Cartea asta mustește de patriotism, dacă ne luăm după cuprins. Sunt principii și valori la care el ține foarte mult. Națiunea, limba, simbolurile statului. Steag, imn, monedă, numele de România, care oficial apare de la 1861, și apoi, dacă vreți, principii și valori care se regăsesc în cele 10 porunci, care erau și în codul etice și echității socialiste. Copiat după cele 10 porunci, vă spun foarte clar. Să nu minți, să nu furi și așa mai departe. Asta e în prima parte. Când se referă la principii și valori. În a doua parte, se referă la evenimente foarte importante care străbat istoria noastră. De la nașterea acestui popor, de la creștinarea lui, odată cu Sfântul Andrei, și până în zilele noastre. Le cunoașteți. Să le mantim pe cele mai recente, unele de la 1859, sau dacă vreți, ne întoarcem la Mihai Viteazul. 1600, iată că se repetă acum la centenarul o nouă unire, unirea de la 1600 a lui Mihai Viteazul, fapta Viteazului, cum spune Nicolae Iorga, 1877 războiul de independență, 1918, al doilea război mondial, evenimente au fost cu Duiumul și după 1945, unele foarte importante, dar vrem să punem, noi suntem tentați să punem în paranteze această parte a istoriei în care poporul român s-a ridicat chiar din țară, dar să știți. La 1985% din populația României era analfabetă și trăia la sat. Da. Și vedeți unde am ajuns acum. Sau unde am ajuns în 89, dacă vreți. Cu toate erorile, cu toate împilările, cu toate, cum să spun eu, cu tot avântul cu care sistemul trecut s-a năpustit asupra elitelor noastre și le-a trimis până închisorile de la Sighet. Am văzut cât de curând, în octombrie, am văzut Sighetul Marmației și am văzut Memorialul Durere. Și eu l-am văzut, am plâns. Da? Și cu evenimente care s-au întâmplat în zilele noastre foarte importante, cum a fost aderarea României la Uniunea Europeană și la NATO. Într-un sistem de valori foarte important. Astea sunt pe care le trece domnul Marin în evidență. Apoi trece la lucrul cel mai important. Cine a generat aceste evenimente? E lucru foarte important. E vorba de personalități de prim rang care au avut decizia în mână și au propulsat acest popor de acolo unde era, unde a ajuns el. Sigur, nu suntem buricul Europei, nu suntem nici la coadă, dacă vreți, dacă suntem ca nivel de trai undeva, să spunem, România și Bulgaria. Dar să știți că avem valori mai importante decât alte țări din jurul nostru. Dacă ne referim la valori culturale față de Ungaria, Cehia, avem literatură mai bună, avem muzică mai bună, avem pictură mai bună, nu-l avem pe Copernic, e adevărat, l-au polonezi, nu-l avem pe Liszt, l-au unguri, dar l-avem pe Ionescu, fraților. Da. Deci, vedeți, dumneavoastră, aici sunt trecuți foarte mulți. Și inclusiv vrânceni, Valeriu Cotea, Buzatu, care sunt vrânceni, născut la Siglea. Gheorghe Pastia, care ne-a lăsat două bijuterii. 600 de mii de lei a scos din buzunarul propriu și a construit teatru și Ateneu. Îmi spunea cineva, să știți că eu m-am bătut, teatru s-a chemat Gheorghe Dimitrov. Într-o perioadă m-am bătut la cel mai înalt nivel ca teatru să revină la denumirea de Pastia. Și am nimerit peste un bolșevic, n-am cum să-i spun așa, cât pe acest să mă reclame că... Am intrat și am văzut teatru când era în ruine. Eu m-am ocupat de consolidarea lui într-o perioadă. Și am spus când am ieșit din ruinele teatrului de la subsol, că se lucra, și zic, vedeți magazinul Pudna, că era magazinul Pudna. Zic, acolo era o piatră mare, un bolovan. Și maiorul Gheorghe Pastia mânca mămăligă și s-a uitat la constructor cum construiesc din banii lui. Și teatru poartă denumirea lui Gheorghe Dumitrov, un comiternist. Asta a prins discuția și vă dați seama că, da. Dar da, trecem de acolo. Victor Frunză, tot al nostru este. A fost un realizator la televiziune, un scriitor, l-am avut și profesor la Facultatea de Ziaristică. Nu mai vorbesc de marile personalități. Eu le-am menționat pe astea din Vrancea. Dar sunt marile noastre personalități, din trecut și de astăzi. Trecut în cartea domnului Marin. Deci, în concluzie, este o carte care merită citită. O carte care mustește de patriotism. Ca și revista Bogdania, vedeți acest număr magian, dedicat
cele mai mari personalități se regăsesc în numerele anterioare ale revistei Bogdania, alături de care am fost de la apariție și până în prezent, și alături de domnul Marin. Și mi-am dat seama cât de apreciat este domnul Marin anul trecut, anul acesta, la concursul pe care l-a organizat și pe care l-a organizat în primul an. Am făcut parte din juriu și au venit de la București niște personalități excepționale. Unul dintre ei este Stoica, mă refer. Mai sunt și altele. Dar nu, din păcate, personalitățile noastre nu sunt prea... Dar Stoica, un om care are o fundație care poartă numele, se trage dintr-o generație de la 1848, care a dat demnitar statului muntean și apoi statului român. Are o revistă extraordinară. Independența română, Independența de cultură. O revistă foarte frumoasă pe care am citit-o cu, cum să vă spun eu, așa, cu o plăcere deosebită. Asta ar fi despre domnul Marin. Dați-mi voie să vorbesc despre Marea Unire. Ne aflăm astăzi, 27 noiembrie, cu o zi înainte ca îmbracă-te în straie frumoasă Bucovină, cum spunea Eminescu, să se unească cu patria mama acum 100 de ani, 28 noiembrie. Anterior, lucrul acesta l-a făcut și Basarabia, sau mai ales actualul teritoriu al Republicii, dar Basarabia se spune, deși Basarabia este impropriu, este o invenție a rușilor. Au extins denumirea de la cele trei județe, Ismail, Cahul și Brodă, care se cheamă, aia era adevărata Basarabia, au extins-o la... Și dacă era Moldova din coace de Prut la ei, îi spunea tot Basarabia, nu mai spunea nici România, nici Moldova, ne spuneau Basarabia toate, așa vreau. Și dacă ar cuceri Europa, i-a spune tot Basarabia. Asta așa ca să forțez puțin nota istorie. Iar la 1 decembrie, la Alba Iulia, s-a produs miracolul. Și Transilvania s-a unit cu țara. Și ar vrea să spun care era situația acestor țări, acestor pământuri în 1914. În 1914, România erau cele două principate. Muntenia și Moldova și Dobrogea, care revenise la patria mamă după 400 de ani de stăpânire otomană, în 1878, prin tratatul de la Berlin. În 1914, acest teritoriu mic, România aceea mică, Muntenia, Moldova și Dobrogea, avea 7 milioane și jumătate de locuitori. În afara țării, sub imperii străine, era Basarabia, hai să-i spunem așa, deși nu-mi place. Îmi place numele, sună frumos, dar era Basarabia, era Bucovina toată, toată Bucovina, nu și asta de la noi și aia de la Ucraine, erau Transilvania, Maramureșul, Crișana și Banatul. Erau sub stăpâniri străine. Dincoace, din Imperiul Țarist, dincolo în Imperiul Habsburgic, apoi în Imperiul Austro-Ungar, respectiv Transilvania aparținea de regatul Ungariei din 1867, de la monstruoasa coaliție, să zicem așa, austro-ungară, dualismul austro-ungar se chema, o chestiune care au desăvârșit-o urmașii hunilor după ce încercaseră la 1848 prin punctele lor de revoluție, că aveam și noi punctele revoluției la 48, de la Izlaz, de la Iași, de la București, din Transilvania aveam și noi anumite puncte de revoluție, dar ei aveau unguri alipirea Transilvaniei, era obiectiva lui Lajos Kossuth. N-au reușit de la 1848 pentru că au intervenit austro-ungarii și rușii și-au înfrânt revoluția la 1948, dar au reușit în 1867, când Imperiul Habsburgic era foarte slab. Era bătrân, era cu picioare de lut, ca și Imperiul Otoman. A început războiul. În 1914 a început un război nimicitor din lăcomia marilor puteri care vreau să se extindă, să-și extindă sferele de influență. Pentru bogății ale solului, subsolului, ieșiri la mare, dominație asupra mărilor, oceanelor și așa mai departe. Erau două alianțe mari. Era Antanta, formată în 1905 din Rusia, din Franța și Anglia. Rusia s-a alăturat aici după ce în 1905 mâncase o bătaie soră cu moartea de la japonezi în Extremul Orient și căuta o alianță. Iar în zona noastră erau puterile centrale. Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar, la care aderaseră Turcia, Bulgaria, Italia,
și România. România a aderat în 1883. A fost un tratat secret, încheiat cu aceste mari puteri, de către Carol I. De ce îl încheiase? După 1878, când România a devenit independentă, Bulgaria avea tendințe de mărire în zonă și era sprijinită de Rusia să se extindă în Balcane. Și atunci Carol I a considerat că este nevoie ca România să intre și într-o alianță care să apere independența. Dar a făcut-o în mod secret. Tratatul acesta avea un punct care se referea la scopul. Un tratat defensiv era el conceput. Avea un punct care se chema casus foederis, caz de forță majoră. În caz de forță majoră, celelalte părți semnătare sar în apărarea puterii atacate, țării atacate. Ceea ce nu s-a întâmplat. În 1914, un student sârbo-bosniac, Gavrilo Princip, îl ucide pe prințul moștenitor Franz Ferdinand la Sarajevo și de aici începe războiul. În câteva zile, Rusia, care avea o armată de 8 milioane de locuitori, 8 milioane de, pardon, de locuitori, de soldați, 8 milioane, era cea mai puternică armată a lumii la vremea aceea. Dar Austro-Ungaria declară război Serbiei, Rusia, în tendința ei dintotdeauna de a apăra ortodoxismul în Balcani, declară război Austro-Ungaria, intră Ungaria, Franța, începe războiul. Ce să facă România? S-a întâlnit în Consiliul de Coroană, la Sinaia, cu regele Carol I. Îi aduc în memoriile sale, scrise ca un mare scriitor, un memorialist excepțional într-o limbă și un stil excepțional. Citiți memoriile lui Duca și veți vedea că, după părerea mea, sunt cele mai frumoase memorii ale unui politician de rang înalt. El a fost prim-ministru. Și am dus la Sinaia în pușca de legionare, în 1933. Da. A, așa, în gara Sinaia, îl chemase Carol II. Asta e o mică paranteză. L-au găsit pe spate și avea pantofi cu pingele și în buzunar 38 de lei. Ăsta era marele Gheduca. Politician cu adevărat și om de stat cu adevărat. Dar trec de paranteza asta. Gheduca spune că a intrat Carol I cu o mapă verde și acolo se afla tratatul. Discuțiile s-au purtat în limba franceză. Ce face România? Politicienii noștri au spus că nu suntem pregătiți să intrăm în război. Ne trebuie o stare de neutralitate. Așa. Carol I insista pentru că Wilhelm al II-lea, Kaiserul Germaniei sau împăratul Germaniei, insista, era de acela sânge cu el, de acela insista ca România să intre în război. Așa. Politicienii noștri s-au opus. De fapt, toată societatea românească, ca și astăzi, era împărțită în două tabere. Erau pro-antantiști și filogermane. Să știți că filogermane nu erau puțini și nu erau oameni lipsiți de valoare, erau oameni excepționali. Am să vă citesc câțiva dintre ei, numele câtorva dintre ei. Grigore Antipa, vă spune ce, da? Tudor Orgheze, Victor Babeș, Mateiu Caragiale, Petre Pecarp, care avea 3 fii și spunea că intră în război cu acești 3 fii, dar Petru Basarabia, nu pentru Transilvania. George Coșbuc, Gala Galacteon, Constantin Cejurescu, focșăneanul nostru, Dimitrie Guste, întemeitorul științei sociologice din România și a satului românesc de la București, a Muzeul Satului de la București, Garabet Ibraileanu, Macedon Schititu Maiorescu, Dimitre Onciu, Vasile Pârvan, Constantin Rădulescu Moțu, Liviu Rebreanu, Mihail Țadoveanu, Ioan Slavis, Cestere, Nicolae Tonița, pictorul, George Tăprăceanu, Duiru Zanferescu și alții. Deci oameni cu voce și cu influență. Dar a prevalat poziția antantiștilor. Ce spuneau ăștia? Ăștia spuneau, domnule, Transilvania a rezistat acolo. Imperiul a fost mai civilizat. Le-a mai acordat niște drepturi. Deși ungurii, după 1867, a trecut la un proces de maghiarizare a numelor și de maghiarizarea învățământului teribil. Desfințați aproape învățământul în Ardeal, în Transilvania. Da. Iar ăla spunea, domnule, din momentul în care 1812 Basarabia a intrat în stăpânirea sovieticilor, după 6 ani de zile în care au fost lăsați mai liberi, le s-au luat limba din biserică, a început să slujească în limba slavonă, le s-au luat toate drepturile, toate elitele,
au fost înlocuite de la conducerea principalului instituției. Dar s-a început războiul, până la urmă, în 1916. Deci, acolo s-a hotărât la Senaia în 1914 că România adoptă o stare de neutralitate. Regele Carol I a plecat foarte mâhnit de la acea ședință și câteva luni de zile i s-a tras moartea și a murit în octombrie. În perioada asta am avut un prim-ministru excepțional, poate cel mai bun din istoria noastră, așa îl consider eu, pe al doilea pe Gugălceanu. Primul este Ionel Cebrăteanu. Ne-am asumat o stare de neutralitate și în toată perioada asta, presiuni și de partea Antantei și a puterilor centrale, ce facem cu România? Frontul era foarte lung, peste 900 de kilometri, din Galiția până la mare, frontul ăsta trebuia apărat de armata română și armata rusă. S-a semnat în 1916 la București un tratat între România și aceste puteri ale Antantei, în care, vreau să vă spun, atât de bine a negociat Ionel Cebrăteanu, că dacă vedeți harta de astăzi a României, granița de vest, cea de la și mai vest preconizată de Brăteanu, era puțin mai la vest, știți? Mai la vest de Oradea, mai la vest de Satu Mare, mai la vest de Oradea, de Arad, da. Era chiar mai mare România. Inclusiv se vedeau și crestele munților și localitățile unde trecea granița. În amănunt era, iar marile puteri din Antantă au fost de acord, intrați. Am intrat cu entuziasm, vezi, treceți batalioane române, carpațe și alte cântece care au entuziasmat populația, dar curând entuziasm a fost frânt. A fost frânt pentru că ne luptam cu o armată mult mai bine dotată, a Germaniei, primând, a Germaniei imperiale. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Războiul ăsta a pornit din ambiția unor mari puteri, dar mai ales a unor mari lideri care conduceau aceste puteri. Unul dintre ei, acești oameni războinici, a fost Wilhelm al II-lea. El era nepotul reginei Victoria a Marii Britanii, așa numită bunica a Europei, pentru că 7 urmași, direcția ei, se aflau pe tronurile a 7 țări din Europa. O bunică foarte prolifică, o bunică cu 9 copii, cu 44 de nepoți, 20 băieți, 22 fete, cu 85 de strănepoți, iar în 2010 se spune că numărul descendenților ajunsese la 2010. Da. Unii dintre ei poartă și astăzi titluri imperiale. Dar dintre toți, cel mai războinic a fost primul nepot născut. Wilhelm al II-lea, împăratul nepot Germaniei sau Kaiserul. Alt războinic era Nicolae al II-lea, al Rusiei. Văr primar cu Wilhelm. Al treilea văr primar era regele George Edward al Angliei. Era puțin mai cumințel. Ăsta a stat în banca lui, aia s-a arătat, dar până la urmă a intrat în război și ăsta. Acești trei verișori, dacă îi puneai lături unul lângă altul, îmbrăcați militari, dar văzându-se bine fața, semănau leit unul cu altul. Parcă erau tripleți. Atât de bine semănau. Vă dați seama că acești verișori au început unul între altul un război pe moarte. Care învinge? România, v-am spus că a intrat în defensivă, că n-a avut încotro. Asta și pentru că marile puteri nu și-au respectat angajamentele prin tratatul acela semnat de la București. Trebuia să ne vină armament până Rusia, până portul Arhangelsk, dar rușii au oprit armamentul și peții de schimb pentru ei. Iar în sud la Salonic, generalul Sarel din Franța trebuia să deschidă un front când ai oprit pe bulgari și pe turci să nu atace România din sud. S-a întâmplat dezastru de la Turtucaia. Acolo și din cauza comandanților care au fost niște nătăfleți și au început să dea ordine alandală. Hai să trec repede până, că e interesantă. Dar ce vreau să vă spun, în momentul în care s-a produs defecțiunea pe frontul ăsta, Anglia, perfidul Albion, ca întotdeauna, și cu Rusia, s-au înțeles să nu mai respecte tratatul cu România. Era o lovitură teribilă pentru țara noastră. Lovitura teribilă a fost și ocuparea capitalei, dar a rămas Marghiloman acolo și să nu-l judecăm, pentru că el ne-a apărat țara. România n-a despărut după harta lumii ca Polonia de 3 ori. A rămas Marghiloman, ca reprezentant al României, și a rămas și țara odată cu România.
un om hulit tot timpul, care a rămas și a făcut pact cu germani și cu intelectuali de carbon. Nu, nu a făcut pact. Ei au vrut să păstreze ființa națională a poporului, să păstreze România ca stat. Mai mic, dar ca stat. A venit misiunea militară franceză în România, condusă generalul Matias Bertlau, a instruit armata română. Am avut victorii de la Mărăști, Mărășești, Oituz, de care a vorbit și Adrian Țiglă aici. S-au petrecut multe lucruri. Vreau să vă spun că am aici o lucrare. De fapt, e un conspect de la Biblioteca Academiei Române. Când am terminat facultatea de jurnalism, am solicitat, nu s-a făcut propunere, decanul ne-a spus, domnule, vă alegeți o temă. Ne-am ales Marea Unire, oglindit în presa vremei. Ne-am ales. Și m-am dus la Academia Română și am studiat și le-am aici conspectele. Din asta puteam să fac o lucrare de 100 de pagini. Numai bine că prodecanul ne-a adunat, v-ați fixat temele, da. Care? Asta. Evident că eram tineri și plin de entuziasm, vreau să abordăm și alte teme. Și ne-a spus așa, cu opțiunea voastră și cu decizia noastră, asta e lista de teme și pe asta, de aici vă alegeți lucrările. Și fiecare a trebuit, am fost nevoie să alegem altă temă a lucrării, pentru că asta intra în dezvăluirea unor personalități, al unor elemente care nu conveneau regimului. Și mă opresc aici, nu înainte de a spune două lucruri. De a spune două lucruri foarte importante. Țin neapărat să le spun și le spun indiferent de ce cred unii și alții. Să evoc o personalitate și să evoc o credință. Personalitatea pe care vreau să o evoc este Avareșanul Antonescu. Un om care a avut o carieră strălucită. Un om de care, deci el a ajuns, a parcurs ierarhia militară din treaptă în treaptă. Nu facem referire la ce a fost Antonescu în al doilea război mondial, deși și acolo a luat decizii pentru țară. Că a mai luat și alte decizii, asta e altceva. Dar Antonescu este cel care a pregătit, el a fost mâna dreaptă a Mareșalului Predan, care era șeful biroului operației a Marului Stat Major Român. Dar Antonescu muncea. Prezan dădea ordine. Dar Antonescu e cel care elabora planurile de luptă. Planurile de luptă după bătălia de la Mărășești, sau pentru bătălia de la Mărășești, au fost făcute de colonelul Ion Antonescu. Planurile de luptă din Transilvania și până la Budapesta, când armata română a ajuns la Budapesta, au fost făcute de colonelul Antonescu. Un ofițer cu o carieră remarcabilă, decorat cu virtutea militară în războiul balcanic 1912-1913 și decorat cu cel mai înalt orden Mihai Viteazu, încât regele a fost nevoit la un moment dat, după o izbândă foarte importantă, să ia, era și el decorat cu Mihai Viteazu. Sunt puțini care, foarte puțini care, a luat propria medalie Mihai Viteazu și a spus colonele Antonescu, țara îți datorează foarte multe, și-a pus-o pe tu lui Antonescu. Așa. Pentru că, apropo de planul de Ungaria, pentru că, la un moment dat, în 1919, când Ungaria simțea că vine Trianonul fiind o localitate din Paris, din Versailles, un oraș, sau de un palat din Paris, din Versailles, unde s-a semnat pacea cu Ungaria și cu Austro-Ungaria, cu Austria. Granița care este astăzi. Și ungurii simțeau că vor pierde. Ungurii au dus acolo vreo 800 de experți. Cred că o bibliotecă de documente să ateste că Transilvania a fost a lor. Și Clemenceau, care era președintele aliaților, puterilor învingătoare, președintele comisiei care stabilea cine e vinovat, cine nu, cine trebuie să plătească pagube de război, cine nu, le-a spus că o țară chiar și milenară, dacă este atâta vreme cât împilează un popor, nu mai are drept de stăpânere asupra acelui teritoriu. Și a venit Belacun. Belacun era un comunist prieten cu Lenin. A încercat în mai multe rânduri să dea linia Mureșului înapoi. Armata română s-a stabilit pe Mureș. Așa? Marile puteri cam făceau jocul Ungariei, pentru Ungaria întotdeauna a fost legată de Marea Britanie și spunea că vor să facă din fostul Imperiu Austro-Ungar un fel de cantonat, ca în Elveția. Iar cantonul Ungariei va fi condus de cineva din familia regală britanică. Vă dați seama că își căuta un aliat și un susținător la viitoarea conferință de pace.
Dar armata română a mers până la Budapesta, i-a învins, a apărat populația, a hrănit-o, a pus opinca pe clădirea Parlamentului și în momentul în care acolo a venit la conducere o guvernare democratică, armata română s-a retras în ordine și merită la Antonescu rămâne. Aș vrea să intru, eu am vrut să pun bustul lui acolo la Mărășești, am avut și o corespondență cu un sculptor, dar mă rog, în 2002, domnul Năstase a dat o ordonanță de urgență în care sunt toate simbolurile legate de Antonescu să fie dărâmate, să fie uitate, să fie aruncate. Și vreau să vă spun că anul ăsta, numai în Ungaria, 5 busturi ale lui Horthy au fost ridicate pe teritoriul Ungariei. Un fascist în toată regula și un criminal în toată regula. A doua chestiune, și cu asta închei, ține de ortodoxie. Să știți că am ajuns într-un moment foarte greu al istoriei, în care ortodoxia este pusă la o mare încercare de dezbinare. În secolul trecut și acum două secole, Rusia se erija în apărătura al ortodoxiei, dar de fapt ce erau? Țările astea care erau ortodoxe, Rusia le vroia colonii ale sale. Acum, după ce războiul rece a dispărut, a revenit războiul înghețat în diferite zone din Balcani. Exemplul cel mai recent este Ucraina, ați văzut și ieri. Dar Ucraina a mers mai departe în ultimul an. Biserica Ortodoxă Ucraineană s-a desprins de Biserica Ortodoxă Rusă. El constituia un tot. Da. Așa. Biserica Ucraineană nu era autocefală sau independentă, ca să vezi. Așa. Prima dată, ortodoxismul a aparținut de Bizanț, de Constantinopol. Era patriarhul economic, ecumenic, pardon. Patriarhul ecumenism înseamnă întâietate, primordialitate. Da. Desprinzându-se, că ele amândouă, Biserica Rusă și Biserica Ucraineană, făceau parte de Rusia Chieveană. Prima dată au aparținut de Constantinopol, iar la 1500 și ceva, Biserica Rusă și-a declarat autocefalia. Biserica Română a devenit autocefală în 1925. Acum, o lună și ceva, Biserica Ortodoxă devenind autocefală, a stricat planurile Rusiei, care vrea prin ortodoxism să aducă din nou popoarele din Balcani sub ordinea asta. Dacă n-a reușit prin tratatul de la Varșovia și prin Caier și mai departe, vrea prin ortodoxie. Nu le-a mers și sperăm să nu le meargă. De aceea, comentariile din presa rusă cu privire la prezența lui Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, a fost tratată extrem de urât, fiind contribuie la dezbinarea ucrainenilor și a rușilor. Ar mai fi foarte multe lucruri de spus. Mă opresc aici, sper că n-am plictisit. Mulțumim! Problemele și aspectele istorice niciodată cred că nu ne plictisesc. Mai ales când este vorba de 1 decembrie, când e vorba de istoria contemporană a țării noastre. Mai aveam ceva de spus. Scuzați-mă. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Uitați că în 1917, după armistițiul la Focșani și primăvara 18, după pacea de la București, România ajunsese și mai mică decât în război. Și cu tratate foarte clare în care toate bogățiile noastre erau în mâinile austro-ungarilor și germanilor. Și cu toate acestea, țara noastră, prin voință, prin credință, prin patriotism, a reușit un miracol la 1918 și a ieșit mult mai întărită decât a intrat în război. Asta vreau să spun. Miracolul ăsta s-a întâmplat tocmai datorită faptului că Dumnezeu chiar a iubit și iubește România. Fiindcă după atâtea pierderi, atâtea neîmpliniri, după atâtea sacrificii, deja dezbinat și la pământ, Dumnezeu ne-a întins mâna salvatoare și ați văzut, poporul a avut atâta forță și vigoare, încât am reușit, ceea ce n-a crezut nimeni, toată Europa n-a crezut, am realizat și visul de aur al românilor dintotdeauna, Marea România Mare. Am avut conducători pe măsură. Oameni de stat. Oameni mari de stat, fiindcă mă uitam, ieri am luat ziarul România Mare, ziarele României Mari de la București, să vedeți
să vedeți cât de interesant, ce articole interesante din acea perioadă despre țară, despre necesitatea de a ne salva ca neam. Și dacă îmi dați voie doar o frază, aș citi de aici, să vedeți România Mare. Deci la 1 decembrie 1918, întreaga România Mare are prin urmare, afară de ce era România în dimensiunea ei, deci are prin urmare un teritoriu de 316.000 km² cu 17 milioane și ceva de locuitori. 1 decembrie 1918. În chipul acesta ajunge în șirul marilor state naționale europene, aproape așa de mare ca Britania. Îndrăsărit, ea va fi cel mai puternic stat după Rusia. Are mai mult teritoriu decât Italia, da, dar locuitori numai pe jumătate ca ea. Atâta pământ avem și așa de bogat încât putem hrăni de 3 ori atâția oameni. Dacă Italia cea puțin productivă are 35 milioane de locuitori, România Mare va putea hrăni și 50 de milioane. Chiar mai mult, 80. Chiar mai mult să vorbească. Nu o să treacă nici 100 de ani și vom ajunge și cifra. Și foarte multe chestii vorbea despre România Mare. Încă o dovadă că înaintașii noștri merită respectul nostru și noi să tragem învățămintele necesare din istoria noastră, încât să nu ne mai fie niciodată rușine, că nu suntem cu nimic mai prejos decât alte nații. Iar prin ceea ce am trecut noi ca nație, puține popoare de lume au fost atât de bajocorite, umilite și încercate și sau jefuite la drumul mare. Poftiți? Și iar trecem. Da. Nu o să mai trecem mult, că cred eu că deja ne-am deșteptat și că găsim, fiindcă, vedeți dumneavoastră, dragostea față de țară, fără credință și implicare, ba, multe argumente, vă spun eu. Ba da, România profundă este altfel decât o văd unii politicieni. Aș vrea acum să dau și doamnei să ne spună câteva cuvinte despre carte. Mă scuzați că o să citesc. Volumul Patrie, Credință, regăsirea domnului Ionel Marin este o convingătoare pledoarie și invitație de a cinsti România, străbunii, oamenii de cultură, istoria așa cum este ea cu adevărat, cu strămoși care s-au jertfit pentru acest pământ, ca pământul acesta să fie al nostru și al urmașilor noștri, și nu așa cum din mai puțin bune intenții se denaturează adevărul prin surse nebinevoitoare. Atent la actualul context și tendințe, la faptul că România este cât se poate de aproape de dezastru, scriitorul avertizează asupra pericolilor ce ne pândesc, dar vine și cu soluții viabile. De aceea cultura trebuie promovată, fiind sprijin și îndrumător către armonie, dragoste, cunoaștere și promovarea istoriei, a valorilor naționale ale acestui neam, începând de la Eminescu, Blaga, Caragiale, Arghezi și lista poate continua. Prin promovarea culturii și acțiuni culturale benefice, tânăra generație își va găsi rădăcini, sevă, pentru a merge pe drumul în lumină către orizonturi magice, iubind patria, obiceiurile, tradițiile, graiul românesc, cultura. Domnul Marin sprijină tinerii talentați să se afirme publicându-i în paginile revistei Bogdania, promovându-i și în cadrul festivalului Bogdania, răsplătindu-i cu premii, pentru că tineretul reprezintă viitorul, iar un tineret cultivat, luminat, reprezintă un viitor cert și luminos pentru patria noastră. Din cartea domniei sale, vin cu un citat al filozofului Vasile Conta. A fi patriot înseamnă a fi cinstit, a avea o conștiință curată, o inteligență vie, a avea un arbitraj filozofic cu compatrioții tăi, în fine, un criteriu din care să reiasă principiul că viața ta aparține tuturor și că tu nu ești decât un luptător într-un război care tinde spre fericirea și gloria țării tale. Consider că acest citat îl caracterizează foarte bine pe scriitor. Ca
Cartea domnului Marin, Patrie, Credință, Regăsire, aduce informații din toate zonele științei și culturii române și este un îndemn adresat tuturor fiilor acestei patrii pentru regăsirea patriotismului, încrederii, credinței, caracteristicile acestui neam, a culturii sale strălucite, a unității neamului și a prosperității sale, împărtășim cu generozitate cunoștințele, valorile noastre, astfel ca și alte popoare să nu uite contribuția acestui neam ca interes și util mondial. În concluzie, să ne mândrim că suntem fiii acestei glii cu o istorie milenară nemuritoare. Foarte frumos, la curs și la obiect, doamna Simona Mateev. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Vreau să vă spun că despre carte au publicat deja mai mulți critici, mai multe personalități ale culturii române, articole și chiar din Canada, am primit Statele Unite Americii, din țară. Aș vrea chiar să vă citesc, dacă îmi dați voi, așa câte o frază, așa, nu, să... Profesorul universitar, doctor Gheorghe Ciclete, de la București. A, uitați, foarte multe vagini, dar nu-mi permit să vă... Asta doar câteva cuvinte. Această carte de suflet a domnului Ionel Marin ne relefează gândurile, lupta și aspirațiile unui om care se străduiește să ne arate că avem datoria de a ne iubi patria. Prin fapte înălțătoare și regăsire a demnității fiecăruia pentru a dovedi că suntem un popor pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu inteligență, dar și cu omenie. Nu vă mai citesc ca să nu credeți că vreau să scot în evidență... Nu, vă spun eu. Când am plinit 5 ani de zile de apariție Bogdania, mai multe personalități din țară i-au trimis telegram, i-au mesaje. Și domnul Marin m-a rugat să... Nu știam că a primit asemenea telegrame, dar în ziua în care ne-am întâlnit, mi-a dat revista și pe două pagini ceva, pe trei, erau mesajele acestor conducători de reviste, personalități din țară, despre Bogdania. Alea vorbesc și acoperă tot ce se spune despre Bogdania. Un om, o revistă, o editură, puse în slujba patriotismului, a oamenilor care gândesc pentru țară, pentru binele ei, pentru prosperitatea ei, pentru valori și mai departe. Cele 34 sunt personalități de primul mărime ale României, din diverse domenii de activitate, nu numai din literatură. Din știință, din cultură, din științele exacte, chiar și din domeniul politic, să știți. Oameni care au remarcat treaba asta. Vreau să vă spun că am fost onorat să-mi facă prefața la această carte profesorul Gio Călugăru, membru al unui scriitorilor, care a fost și în juriul festivalului la ediția 7-a, și i-am spus înainte, maestre, să spuneți foarte corect așa, fără să mă laudați deloc pe mine, ci să scoateți în evidență sacrificiul și eroismul oamenilor, românilor, înaintașilor noștri. Fiindcă asta trebuie să înțeleagă ceilalți, fiindcă dacă Bunul Dumnezeu a vrut ca eu să fac aceste lecții, să le gândesc, să le trăiesc, fiindcă n-am făcut chiar niciuna dintre ele cu gândul de a primi de la cineva ceva, ci dimpotrivă pentru a le putea oferi și pentru a crea acele sentimente, acele convingeri în care noi să fim mai buni, mai uniți, să ne comportăm ca niște frați, ca niște prieteni. Fiindcă așa cum cine n-are frate, trebuie să aibă prieteni. Și un prieten poate fi ca un frate. Poate fi și mai mult în unele situații. Și de aceea, am considerat că această carte, doamna Maria Filipoiu, spune într-o cronică a Adesei, o recenzie mare, spune așa că cartea scriitorului Ionel Marin, Patria, Credință, Regăsire, publicată în anul centenarului Marii Uniri, poate fi un dreptar istorico-literar, util cititorilor interesați de istoria și cultura neamului românesc, spre documentare și îmbogățire spirituală, a cărei analiză o închei cu îndemnul arghezian, carte frumoasă, cinste, cuite, a scris. A scris aici foarte multe pagini, am publicat doamna Marilena Rusu Caragioiu, din Canada, de exemplu.
Vreau să vă spun că m-a uimit. Știți că eu am foarte mulți colaboratori din Canada, din America, din Australia. Petru Balan, academicianul Petru Balan. Și Petru Balan și mulți alții. Și doamna Caragioia, ce a zis așa, și domnul Mare, mi-ați trimis prin PDF cartea. Și surpriza că mi-a trimis, i-am publicat în numărul ăsta, în numărul festiv, mi-a trimis un cuvânt. Au lansat cartea, deci au PDF-ul, au lansat în cadrul cenacului la Montreal. Și zic, nu se poate chiar în seara asta. Eu nu m-am gândit că o să aibă atâta ecou și atâta prețuire la românii noștri din străinătate. Vreau să vă spun că au întrecut orice fel de așteptare. Simt, trăiesc și iubesc România. Deci vreau să mă fac înțeles că sunt frații noștri și că nu trebuie să existe ideea asta că da, diaspora, că nu știu ce. Gândesc, trăiesc și simt românește. Chiar dacă sunt în America, în Anglia, în Italia, în Spania, nevoile, necazurile le-au îndrumat pașii acolo, fiindcă noi am fost la un anumit moment al istoriei nepăsători față de propriile noastre realizări economice. Faptul că ne-am distrus fabrici, uzine și nu am mai lăsat posibilitatea unor tineri valoroși să se afirme aici în țară, e și vina noastră. N-ar trebui să mie nu-mi place să arunc niciodată cu piața și să arunc către ceilalți. Îmi caut mie, în primul rând, vin ca să pot să putem să mergem împreună în continuare. Fiindcă avem tineri buni. Vă rog să nu mai spunem mereu, uitam și aseară, au fost mulți valoroși. Noi să-i ținem lângă noi, că ei sunt viitorul nostru. Noi, și noi, domnul doctor, noi scriitori, oameni de cultură, oamenii, prin activitățile, acțiunile noastre, prin tot, fiindcă mass media are un rol important. Și așa. Trebuie să create condiții pentru ăștia de ștept să stai aici. Vom găsi și soluții. Știți ce vreau? Asta le creează politicul. Știți ce vreau să vă spun, domnul Mare? Am avut ocazia să asist două zile la ruperea Frontului Salvării Naționale în 1992. Din Frontul Salvării Naționale s-a dus Iliescu cu Olivie German și cu ceilalți într-o parte, în partea la asta Pețe Roman, și a mai fost o parte, se chema Un Viitor pentru România. În viitor, o grupă Un Viitor pentru România, se găseau copiii trimiși de Ceaușescu la studii în sănătate. Mugur Isărescu, Pete Roman, Adrian Severin, Mircea Pașcu și așa mai departe, îi cunoașteți. Da. Secăreș, cu 20 ceva dinși, toți. Ăia trebuiau să preia conducerea României în momentul în care conducerea lui Ceaușescu și cei din jurul lui îmbătrâneau. Ați văzut pe ce cale a luat-o fiecare, da. Nu? Da. De la ăștia, în sine ei sunt niște oameni foarte bine pregătiți, intelectual și profesional, dacă vreți, în profesia lor. Da. Dar numai bine că politica le-a schimbat cursul vieții și fiind la butoane, au schimbat și cursul României. Asta vreau să spun. Da, e adevărat. Au schimbat și patriotismul. Ah, și patriotismul, inclusiv patriotismul. El evoluează în funcție și de sufletul nostru, trăirile noastre și de condițiile politice, economice, sociale și spirituale, aș putea spune. Dacă îmi dați voie foarte puțin să citesc câteva fraze. Mulți stimate maestre Ionel Marin, în sfletul nostru, noi poetii din Canada, pe care ați avut bunăvoința de a ne publica într-un medalion în revista domniei voastre Bogdane, avem o mare încredere în discernământul dumneavoastră și simțim căldura de care avem nevoie fiecare dintre noi spre a ne afirma în dorința noastră de a ne dezvălui ceea ce simțim. Primind eu această carte, patnică de regăsire pe internet, după ce mi-am îmbogățit sufletul citind din cele scrise acolo, voi difuza acest mesaj valoros. M-a impresionat și numărul mare de citate, argumente și arta literară a autorului de a exprima aceste convingeri. Pentru că și eu am lucrat în cercetarea literară la Biblioteca Județeană Timiș din Timișoara. Știu ce dificil este găsirea fiecărui element care să susțină ideea pe care voim să o evidențiem. Dau aici din cartea dumneavoastră citate, greu de găsit și de citate și nu știu ce. Ce spune, ce a zis filozoful Vasile Conta, ce înseamnă a fi patriot? Ce spune despre Barbu Ștefănescu de la Vrancea, că patria este în lăuntru nostru și o ducem cu noi peste mări și țări. Este în sfletul nostru și o ducem cu noi peste mări și țări. Și are dreptate. Am găsit în această carte iubirea, patria, credința și speranța
capitolul regăsire, deci toate cele trei principii creștine din credința noastră strămoșească, ce au călăuzit și apărat poporul nostru în existența sa zbăciumată. Un scriitor de la București, în septembrie, când a lansat-o la Academia Oameni de Știință, zicea că compara cu calea, adevărul și viața. Și i-am spus, domnul Rase, exagerat. Calea, adevărul și viața, calea este Dumnezeu. Iisus Hristos spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Calea ar trebui să ne fie patria pentru a ne afirma noi ca națiune în lume și a asigura perpetuarea în veșnicia asta a noastră, a României, a românilor. Și adevărul este că noi, viața, este un miracol pe care Dumnezeu, sau cineva care e tot creator, să spunem Dumnezeu sau altfel, care ne-l oferă gratis și pe care noi suntem, la rândul nostru, zic eu, cel mai frumos, să-l redăruim celor din jurul nostru. Fiindcă dăruirea, de multe ori, este mai importantă decât primirea. Și regăsirea, fără regăsire, regăsirea noastră, fiecare dintre noi, în ceea ce suntem, în ceea ce facem zilnic, nu putem să beneficiem de celelalte două, cu adevărat de celelalte două. Fiindcă există o legătură mare, mare de tot. Este o legătură, să-i spunem, cred că organică, este insolubilă între suflet, inimă și ceea ce vrem să facem. Fiindcă, de regulă, suntem ceea ce gândim. Dacă gândim frumos și avem mari personalități și multe, multe, multe genii, am scris despre, când scriam, despre școala, templul al educația, școala, templul al cunoașterii, vorbeam despre, că spuneam, și domnule, avem profesori, am avut tot felul de spirul harei, spunea, câte multe lucruri s-au realizat și de olimpice și de ce să nu vorbim despre cele pozitive, despre lucrurile pozitive. Eu consider că alea trebuie să le scoatem în evidență. Și nu știu dacă am greșit, până acum nimeni nu mi-a spus că am greșit, că scot în evidență doar fapte pozitive. Iar cei care nu merită, vreau să spun că cu diplomație îi ocolesc, nu îi jignesc niciodată, dar nu-i primesc ca frați, ca prieteni ai mei, colaboratori apropiați. Deci, cu cea mai mare drag sunt, puteți să mă considerați fratele dumneavoastră sau prietenul sau vecinul dumneavoastră, cum vreți dumneavoastră, un om de al dumneavoastră. Fiindcă eu întotdeauna am simțit că românii, și nu mai vreți, toți românii, indiferent că vreți în alte țări, sunt frați și surorile noastre. Și doar așa ei, cred că așa au gândit ei atunci, de-au și înfăptuit așa de mare ideal, așa de măresc, la 1 decembrie, să unească toate cele 10 provincii. România mare, vă dați seama cât de frumos, și sașii și secuii, toți au fost de acord și au făcut atunci, au semnat declarația pe vecie unirea cu România. Da, și acum am multe lucruri, că tot tratat la Trianon, cu tot felul de chestii, ceea ce nu este normal. Eu sunt convins că de 1 decembrie, acum și nu numai de 1 decembrie, tot timpul vom avea în vedere lucrul ăsta, fiindcă România este în noi, în sufletul nostru, și trebuie să o respectăm, fiindcă dacă nu ne respectăm țara, patria, familia, copiii, cei de lângă noi, atunci pe cine respectăm? Sau ce iubim atunci? Banul aia cu laia, cu scăvala e nimic. În schimb, frăția, prietenia, bunurile cele mai de preț. Și cânta pe o melodie care atunci nu îmi spunea dinainte să nu cânt în curte, că mă bag în pușcării. Cânta pe melodia lui Lili Marlen, celebra Lili Marlen, care o cântau și rușii pe frontul lor, toți o cântau, dar nu conta. Bun. Și tata atunci era în perioada concentrărilor. Concentrările însemnând pregătirea de a intra pe posibilul front. Vorbesc pentru că nu sunt mai bărbați aici și nici eu nu prea știu bine cum e, când am făcut armata. Dar nu asta e vorba. Acolo, el, când spunea cuvintele respective, m-a frapat un lucru. Vorbea aiurea. Aiurea spun între ghilimele. Din ce cauză? El vorbea în perspectiva că se așteptau să căzuse, luaseră ăsta...
luaseră teritoriile din 40 și da, nu căzuse și se pregăteau, mareșalul preluase da, puterea, da, se pregăteau să intre înspre Răsărit, celebrele Vodon trece Sprutul și așa mai departe. Bun, dar știți ce? Și tatăl zic eu la un moment dat, ascultându-mi ce cânta, tu nu vezi și cânta, Iurea? De ce cânti? Ce spui tu acolo? Și acum am să vă spun, păcat că nu pot să cânt, că n-am vocea respectivă. Pot, pot, dar suna Iurea. Suna Iurea. Așa. Încercați. Am să spun versuri. Le-ați auzit aseară, domnul doctor, nu mai mă provoacă. Și ce spuneam? Cântă un pic. Tata spunea... A mai cântat o dată un concurs pentru Afon și a făcut urticarii jumătate în public. Aș pus o gravidă născută înainte de... Vă mai pun și asta. Da. El spunea, ăștia, soldații noștri, tata spunea că la gara Focșani plecau spre front, spre viitorul front și soldații cântau mergând spre Răsărit. Ce cântau ei, ce spuneau? Dar... Pentru Ardealul nostru de la vest vom să bate pusta până la Budapest. Noi nu suntem neam de maghiar ca să ceșim pământ în dar. Suntem neam de eroi, îl vom lua înapoi. Asta este da, chestia care m-a șocat. Bă, tată, dar voi plecați în Răsărit împotriva bolșevismului. Ce naiba cântați cu Bardealul? Și tata a spus... Asta e calea prin care ne-a spus mareșalul că mergem pentru a ne recuceri. Ei, iată acum și faceți dumneavoastră, deci arcul în timp, arcul în timp. Ei cânt, românii cântau tot cu inima la Ardeal. Și ceea ce sărbătorim acum rămăsese în inima lor, dar era acel. Și mie mi-a plăcut grozava asta, dar a trebuit să treacă am să înțeleg. Acum fiindcă tot de vorba de medic și pe românii, doamna Dana Gărdăchioiu, noi suntem români, da? Da, nu prea sunt în voce, că sunt reușită, dar o să mă străduiesc. E mai bine oricum decât când... Da, când s-a știut toată lumea, nu câte gătoare. Da. A sosit ziua dreptății, ziua scumpă libertății, tot românul veselește, România întinerește. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vestăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vestăpân. Ardelean copil de munte, ia ridică-ți a ta frunte și te suflă cu mândrie că ești fiu de Românie. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vestăpân. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veștăpâni. Moldoveanul și munteanul sunt frați buni cu ardeleanul, trei români plini de putere, că românul veci nu pierde. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veștăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veștăpâni. Hai români, lumea ne vede, România noi se-ncrede, căci român de-acum în lume va fi vrednic de-al său nume. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veștăpâni. Noi suntem romani, noi suntem romani, noi suntem urmași ai lui Traian. Doar ultimele versuri, nu știu de ce, cam dintotdeauna, de când mă știu, nu mi se pare chiar că noi suntem urmașii lui Traian, suntem cu siguranță urmașii lui Decebal. Decebal, da. Și, ascultați, eu nu o să mai fiu atunci, dar
cândva, pe 20, 30, 40 de ani, se va numi din nou Dacia. Țara noastră va avea din nou denumirea Dacia. Noi poate nu am apucat, dar o să cunoască multe adevăruri istorice. S-au spus o parte din ele, sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse despre... Nu s-a spus de pildă despre Tezaur nimic, cum să spune. Da, da. Fiindcă dumneavoastră știți că eu niciodată nu m-am dezit. Am scris poezie patriotică din 1970, înainte de 1970. Domnul Constantin Dușcă, eu mă cunoaște că era în 76, membru al Cenacului la Casa de Cultură, unde era profesor Alexandru Mavro Doineanu, da. Da, și era foarte căutată și citită poezia patriotică și nu m-am dezis și nici cred că nu o să mă dezic vreodată. Scrie foarte frumoase poezii patriotice și doamna Cristina Greuruș și doamna Simona din, și doamna Lumița Postolache și foarte mulți dintre dumneavoastră de aici și domnul doctor. Deci consider că este un fel de a-și manifesta atașamentul și de a-și arăta probabil trăirea emoției, fiindcă eu nu fac niciun fel de efort așa special ca să spun că sunt român. Și am fost și în Italia și nu m-am simțit cu nimic mai prejos și în Spania am stat un pic. Ne-am născut cu personalități și nu m-am simțit cu nimic mai prejos decât ei. Chiar să mă mirau și domnule, dacă știe istorie din Europa, știe de alea, ei erau... Da. Și dați-mi voie să vă citesc o scurtă poezie dedicată acestui eveniment. Glorie eternă patriei române. Numele tău, patrie, este scris cu litere de aur pe vecie în ființă. Comoară sfântă lăsată de bravi daci pentru templu nemuririi noastre. De aceea patria e suflarea tainică, leagănul copilăriei, zâmbetul părinților, al iubirii și al speranțelor. Patria e mireasa din vatra străbună, dulcele grai strămoșesc, pasărea albă cu zbor semeț și frumos, din hotar în hotare, văpaia ce luminează minunat nesfârșitul din noi. Este clopotul divin, troița de lumină, cu rănile din trup și gând nevindecate, rostul, dar și sensul vieții românilor, candelă sfântă a eternității. Patria mirarea unui izvor, cu rădăcini milenare, mereu tinere, este părticica din trupul lui Hristos, trecutul, prezentul și mai ales viitorul. Frați români de pretutindeni, să redeschidem porțile luminii, adevărului și veșnicei armonii. Vă mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc sufletește, vă îmbrățișez pe toți pentru că ați avut amabilitate. Poze cu toți, de centenar. Facem poze cu toți. Da, facem poze cu toți. Să vă mulțumesc pentru căldura sufletească pe care am simțit-o din partea fiecare dintre dumneavoastră și faptul că în acest zi, înainte primei legătoare, marului nostru eveniment la 1 decembrie, Ziua Națională și sărbătoria centenarului Marii Uniri, să ne simțim ca frați și surori, să ne iubim unii pe alții și să ne gândim că viitorul trebuie să fie mai frumos și mai luminos decât a fost până acum. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc și cu mare drag vreau să mulțumesc și acestui doamnei manager Margareta Tătăruș, de managerul Bibliotecii Județene, care, vedeți dumneavoastră, ne-a asigurat acest spațiu și domnului Adrian Țiglea și colectivul Bibliotecii Județene, care face efort și prețuiește munca și talentul dăruirea scriitorilor din județul Vrancea, din Focșani, județul Vrancea. Să le mulțumesc pentru înțelegere, pentru sprijin și să venim cât mai des în acest locaș de cultură, în Casa Cărții, la Biblioteca Județeană. Și vă îmbrăcișez urându-vă dumneavoastră și la familie la mulți ani și... La mulți ani, România! Vreau să fac un anunț cu ocazia asta, dacă îmi permiteți.
Și asta e valabil pentru că suntem o bună parte de ce scriem și facem. Dar mai puțin știm, la librăria Alexandria există un stand special dedicat scriitorilor vrânceni și în care, printre alții, că nu știu dacă m-au pus și mie cărțile, dar sunt mulți de aici care sunt și care. Deci, dumneavoastră, oricare, vorbiți acolo. Spuneți-le că vreți să vă publicați cărțile și să le puneți la vânzare. Nu e vorba de vânzare, e vorba că numele dumneavoastră, a nostru, e acolo. Și ne ajută. E o chestie nemaipomenită. Da, se găsește da. Acolo. Da. Vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi și o singur gând aș avea. Cred că e foarte important pentru noi care, într-adevăr, am prins niște timpuri în care sentimentele naționale erau mult mai frumoase. Dar să știți că am descoperit mergând în luna aceasta cu un anumit proiect dedicat tot al evenimentului Marea Unire, primul război mondial, să știți că am descoperit în rândul tinerilor și a fost o surpriză din partea mea acele sentimente naționale. Eu m-aș bucura foarte mult dacă ar exista o punte între generații. Asta e cel mai important. Pentru că ce am observat după Marea Unirei din 1918, România a dat niște nume foarte importante culturii române. Poate că... De primă mărime, poate că sentimentul nostru național datorează foarte mult și acelor nume. Și ce am remarcat în acea perioadă, deși exista și această dispută între generația tânără și așa numiții bătrâni... Și curente literare. Curente literare și ideologice. Ceea ce m-a impresionat a fost totuși o relație civilizată între generații. Și cred că acest lucru este poate un secret pentru bunul mers al unei țări. Eu vă mulțumesc foarte mult și să dea Dumnezeu ca centenarul românesc să continue și cu alte generații. Mulțumesc!